Un nou scandal zguduie din temelii Biserica Ortodoxă Română. Managerul unei mănăstiri din Arhiepiscopia Tomisului a fost reținut timp de 24 de ore pentru evaziune fiscală. Preotul era capul unei grupări care a introdus în țară cu acte false 50 de tiruri cu textile. Din bandă mai făcea parte o călugăriță care sluja la mănăstirea condusă de părinte. În dosar a mai fost reținut și un director din cadrul Regiei Autonome de Transport București. Gruparea infracțională acționa după un plan bine pus la punct. Hainele și încălțămintea erau importate din Turcia printr-o firmă cu sediul în Bulgaria. Pe hârtie, textilele erau declarate livrări către societăți din Polonia și Ungaria cu ajutorul unor acte de identitate false, pe numele unor chinezi. În fapt, erau vândute în județul Ilfov, dar și în mai multe localități din Moldova. Potrivit surselor judiciare, banda condusă de preotul Popa Gabriel, zis și Gabi Viteză, ar fi prejudiciat statul cu numai puțin de 3,8 milioane de lei. Aceleași surse spun că părintele a cumpărat cu o parte din banii obținuți din contrabandă clopote pe care le-a adunat apoi bisericii. Potrivit polițiștilor, rețeaua ar fi formată din 13 persoane cu vârste cuprinse între 27 și 57 de ani. Printre acestea și măicuța Eleodora. Femeia slujește la mănăstirea Galeșu din Poarta Albă, acolo unde preotul Gabriel Popa este manager. Reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului se arată șocați de acuzațiile care li se aduc celor doi. Conducerea Arhiepiscopiei Tomisului a primit cu surprindere comunicatul parchetului și așteaptă cu nerăbdare finalizarea dosarului în cauză, întrucât cei doi sunt cunoscuți ca persoane cu conduită morală corectă, ceea ce a și dus la hirotonirea lui Popa Gabriel ca preot misionar și la tunderea în monahism a Dunei Anișoara. Oamenii legii i-au prins pe membrii grupării în timp ce descărcau un tir cu haine la un depozit din județul Ilfov. După ce au intrat pe fir, polițiștii au făcut 25 de percheziții la locuințele membrilor rețelei, la câteva magazine, dar și la sediile unor instituții. Au ridicat de acolo documente contabile, dar și aproximativ 200.000 de euro. Trei oameni au fost reținuți în acest dosar cu propunere de arestare preventivă pentru evaziune fiscală în formă continuată. Printre cei care au ajuns în spatele gratilor se numără părintele Gabriel, dar și directorul de achiziții de la Regia Autonomă de Transport București.